streaming. Oh, shit! What the fuck? Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod, de fapt la o nouă serie de GTA 5 Online Racing chestie. Ok, toată lumea claxonează, eu nu știu de pe ce buton se claxonează. Ok, hai să strângem 50 de like-uri pentru această nouă serie. Să vedem dacă reușim. Mam! Ok, first person. Facem slip streaming. Oh, shit! What the fuck? Ok. Am ales Entorno pentru că e cea mai rapidă mașină din joc. Haide. Fă slip streaming. Ce naiba? Da? Haide. Trebuia să dau luminozitatea mai mare la joc. Haide. Suntem pe locul 5, suntem bine. Să vedem dacă putem câștiga. Oh, da. Vă place radio? Și mie îmi place. Bun. Îl oprim. Haide. Putem să-i prindem. Haide. What the fuck? Ce-s cu drop frame-urile astea? There you go. Oh, ce țăran. Da. 100%. Ai murit, fraiere. Bun. Super, primesc mesaje pe Skype. Iubesc asta. Dar nu contează, noi trebuie să câștigăm. Hai să vedem. Vreau să-mi spuneți în comentarii dacă vreți și o serie de GTA 5 online cu, în care pur și simplu să avem un caracter să facem cu case, cu chestii, nu doar curse. Ok. Bun. Și nu voi face serie de GTA 5 story mode pentru că toată lumea știe povestea și n-am chef să fac 1000 de episoade ca să termină jocul. Oh my god. Hai locul 4. Yes. Temăm. Și finish line. Taxing. Super. Bun, hai să vedem ce trebuie să facem. Oh my god, toată lumea cu din cauri. Ne avem masacro. Suntem primii, hai să vedem. 3. Oh, am luat boost-ul. Oh, sopro. Bun, cursa asta hai să o facem așa. First person. Wow, ce șmechere volanul. Bun, hai să vedem. Masacro! Oh, shit! Ce țigani! Mamă, ce țigani! Ok, deci nu putem să facem în first person. Oh my god! Oh my god! Ce mi-au făcut băieții? Ok, hai să facem slip streaming, dacă reușim. Haide. Oh, nu! Nu cred, am ratat checkpoint-ul. Ce noob sunt! Oh my god! Hai să vedem dacă luăm DNF-ul. Oh, shit. A, da, e trei lapuri. Deci, putem să recuperăm. Hai să vedem. Suntem ultimii. Normal că suntem ultimii, că suntem cei mai proști de aici. Pentru că, na, noi... Noi stăm să ne punem pe first person, alea. Nu cred că mai pot să ajung din urmă. Uite cum pierzi cursele. GG, vă învață Gami cum se... Yeah.
Oh my god. Bine, dacă mă iau aia din spate, mă las de jocul ăsta, mă. What the fuck a fost cursa asta? Am crezut că o să fie o cursă ușoară și o să câștigăm. Dar n-a fost să fie. New personal best. Ah, păi dacă am mai jucat mapa asta normal, mă. Bine, nu e o mapa așa grea, dar mă rog, hai să jucăm în first person. Și acum nu mai are nimeni ce să ne facă. Dar ei cred că au și mașinile upgradate, mă, și de-aia. Noi nu avem mașinile upgradate, ce să avem noi mașini upgradate? 4 din 5. 4 nivele. Oh my god, cum am putut să pierdem noi așa? Uite-te și tu la mașina asta, nu pot să plec. Nu pot să plece, nu poate să plece și așa. Mă bate româna. Hai să vedem. Dar de câte ori am zis hai să vedem în episodul ăsta? Să-mi spună și mie cineva în comentarii. Ah, dar deja a terminat. Super. Să vedem, luăm DNF-ul. Îl luăm. Trebuie să-mi cumpăr o mașină. Adică mai multe mașini. Deci nu vine să cred, am câștigat prima cursă din online și nu pot să o câștig pe asta, mă? Mamă! Oh my god, luăm DNF-ul. Sau nu luăm. Trei. Oh! Este, mă, n-am luat DNF-ul. Trend setting, ok. Asta, de ce am luat albastru ăsta? Vreau să iau albastru închis. Ok, deci asta e o cursă cu blade-uri, se pare că. Și cu machine muscle și o să fie fun. N-am luat boost-ul, serios? Ok, hai să vedem. Oh, e pe trei lapuri. Lapuri, adică trei ture, adică facem asta de trei ori, bun, hai să nu. E puțin lag pe server, nu înțeleg de ce, adică tot se teleportează și așa. Ok, tipul ăla văd că se duce, mamă, uite-l și pe ăsta. Haide să-l prindem. Mulțumesc. Așa se face. Așa se face. Ok. Bun. S-ar putea să câștigăm cursa asta, nu sunt sigur, dar tipul ăla cred că și-a tunat blade-ul. Pentru că merge prea repede. Și pur și simplu, era în primul loc și nu puteam să-l prind. Deci sigur și-a tunat blade-ul. E mașina șmecheră. Blade-ul ăsta. Bă, da, mă repet. Doamne ferește. Bun, hai să vedem. Nu trebuie să fac asta. Fast and Furious. Ăsta are level 100 și ceva. Și noi avem level 4, deci... Uitați-vă și voi cum merge! Lap 2. Al doilea lap, mă. Hop, hop. Oh my god, ce era să ne bușim acolo rău de tot. Ok. Hai să facem slipstream. Dacă nu știi ce e la slipstream, e practic stai în spatele lui și prinzi viteză. Pentru că așa e mai corect. Și dacă ar fi toate mașinile egale, cine ar mai câștiga? Cine e pe primul loc? Și de asta mi se pare o idee foarte bună, asta cu slipstream-ul. El s-a bușit, eu mă gândesc, mamă, îl depășesc, mă bușesc eu. GG, Gami, GG. Frate, n-am ce să-i fac ăstuia. Uitați-vă și voi ce rapid e. Doar dacă se bușește pot să-l iau, dar nu se bușește. Holy fuck!
Dați vă ce rapid e. Noi fraierii cu stoc din asta și el... Na. Da, că mai e o tură. Poate se bușește, să sperăm, sper să nu ne bușim noi. Să facem accident, să ne pierdem creierii. Ok, ultima tură. Nu mai am ce să-i fac, mă. S-a dus. O, așa, bun. Nu știu, spuneți-mi în comentarii dacă vreți să fie mapa și HUD-ul să fie mai spre centru, pentru că e o chestie care se cheamă Safe Zone și pune mapa și chestia aia de jos, HUD-ul, mai aproape de centru. Nu știu, mie îmi place așa pentru că e o vizibilitate mai mare. Dar nu știu, să-mi spuneți cum vreți voi. Ok, locul 2, mă mulțumesc cu locul 2, adică nu... Nu e rău, dacă știi cum zic. Ok. Hai să facem drifturi, că ne permitem. Nu mai vine nimeni după noi. Bun. Deci, cred că a stat jocul ăsta 3 ore sau 4 ore să se descarce și să se instaleze și să tot. Deci, a fost chinul de pe lume. Să se facă. Credeam, după ce l-am cumpărat pe Steam, ziceam, mamă, gata, mă joc. Ziceam, oh, nu. Ah, așa, bun. What the fuck? Și finish line. Cam asta a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel buton de like, pentru că mă ajută foarte mult să strângem și noi 50 de like-uri pentru acest episod mirific și mirobolant. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!